Salutator și bine v-am găsit la un nou episod din Cariera în sfat 14. Ultima oară trebuia să jucăm un meci cu Brighton, însă după câte știți, nu am căștile funcționale, așa că am filmat tot episodul pe mut, cum ar fi, și am uscat decât un singur gol, am bătut cu 1-0. A fost un meci greu pentru că am jucat cu echipa a doua, deoarece vreau să-mi pregătesc echipa întâi pentru marele meci, debutul în grupe cu Viteze Arnhem. Și în fine, în mare parte pe la a doua repriză conează cu scuțitul și omoră pe toți, însă iată primul și singur gol al partidei. Ok, cum că am revenit. Urmează un meci din grupe, primul meci din grupe foarte important, să debutăm cu dreptul, dacă vreți să mergem mai departe. Nu va fi deloc ușor pentru că Viteze au jucători buni, jucători tineri care ne pot surprinde. Asta va fi echipa de start, vreau să mă bazez pe experiență, îl bat pe Gibbon, nu îl bat pe Bernard sau pe altcineva. Și da, ăștia sunt jucătorii pe bară. Vine în locul ăsta, vine Aurier. Da. Asta este echipa, sper că vom debuta cu dreptul în Champions League, pentru că va fi o grupă foarte grea cu Juventus și Spartak Moscova, însă în teorie, ținând cont că avem șansa a doua în grupă, ar trebui să batem Viteze și să batem și Spartak. Să văd unde jucăm, jucăm în deplasare? Da, jucăm în deplasare, primul meci. Va fi greu, dar să sperăm că echipa noastră va demonstra încă o dată că are o apărare genială și vom bate la 0. Ibarra, 1-1 cu Deulozeu, care deja intrine foarte bine. Van der Strusk, Van der Struz, trece bine acolo, vine de Ulofeu, dar rămân la balon, iată ce bine joacă, un început bun, așa da Viteze, Mangă versus Ler, da, Mangă ficații, știi ce să faci. Struzul centrează, centrare foarte bună, wow! Ce început pentru Viteze, 1-0, gol Vejinović, după centrarea Struzului, n-am început deloc bine, însă trebuie să revenim, mai avem 84 minute de jucat, în care putem să întoarcem statul. Până la urmă recuperează cu greu. Și acum Deulozeu foarte bine pasă către Wanyama, unul cu Van de Struz. Trece de Struz. Wanyama, nu, Struzul se apără foarte bine. Jos. Deulozeu îl găsește pe Fellaini. Fellaini la balon. Fellaini. Go! Go! Lukaku s-a și blocat. Am crezut că iese. Pentru o secundă am uitat că joc cu un bot și am crezut că joc cu un real. Și că va ieși. Lukaku egalează după 14. Foarte bun răspuns echipa noastră, Fellaini cu un șut bun, respins greu de portar și Lukaku îndeplinește o formalitate, șutează de pe linia porții, dacă ratai de acolo, Lukaku te numeai nou Graham, pentru că doar Graham ar fi putut rata de acolo. În fine, Havenar, meciul continuă de la 1-1, însă trebuie să recunosc că au jucat foarte bine de la Viteze acest început și este greu să-i batem, însă Fellaini cu o intercepție foarte bună, îngeagea Gibbon, mai mulță umană, foarte bine acolo scapă Miralas. Miralas, o cursă foarte bună. Urcă acolo jos. Lukaku. Lukaku. Către Gibbon. Gibbon cu capul. Băi, mai mulță proastă. Duc înapoi la zoo. Ce ocazie. Taiurea. Mai bine șutam cu Lukaku. Pentru că nu cred că rata de acolo. În fine, am vrut să fiu sigur și am greșit. Din nou să Gibbon urcă. Gibbon are spațiu. Gibbon. Bară. Ce ghinion. Ce ghinion. Ratăm din nou șase 2-0. Gibbon este mare ratangiu al meciului până acum. Bună, prea puternică pasă, nu-i nimic. Am avut un răspuns bun, le-am arătat la Viteze cine este șeful. Cel șeful este Lukaku și Kone și Anișebe. Tripleta țiganilor, triplu ț, cum este numit de băncile care sunt sparte de ei. Vejinović, pasă foarte bună, scapă de marcaj. Johnson, vine acolo Gibbon și interceptează, bravo Gibbon. După ce carta de dor ocazii imense, acum măcar să faci ceva bine. Iată-l pe Fellaini, acum cum se bate Fellaini. Incredibil, Fellaini de neoprit. Îngea revine la Wanyama să dă offside, însă nu face nimic. Nu! Havenar! Bară! Se egalează raportul luptură de bară și exact la fel ca și noi. A fost bară și a trecut razant cu linia. Două ocazii mari pentru fiecare echipă. Însă nu am avut una cu Lukaku, ce bine trece acolo. Și acum întoarce-te Miralas. În centru este
Gibbon! Încă o ratare Gibbon. La patra ratare Gibbon ești afară. Ce ocazie, o să oricum Gibbon se poziționa foarte bine. Da, bună idee să centrezi cu Fellaini și dă cu capul Baines, nu? Care are și el puțin metri, e Bernard 2. Centrează bine Lukaku! Apără de pe linia porții cu Evas, ce meci! Foarte aproape să recupereze Gibbon acolo, struțul către Ibarra. Cu Evas, pase bună, Johnson, Havenar, de contraatac pentru ei. În centru este liber acolo, însă Wanyama, o intervenție brutală, dar și foul. Aparent acest struț bate o liberă, struțul animale bune de bătut lupturi libere în fotbal. Bate foarte bine chiar, Miralas către Lukaku, șansă de contraatac, cât de mulți jucători au ieșit. Urcă acolo, Miralas, către merge mingea, Miralas, dă temă din fața lui Miralas. Pasă greșită, oh my god, Deulofeu, de ce te-ai învârtit în cerc când mingea venea exact spre tine? Era exact pe linie cu tine și Deulofeu s-a învârtit în cerc. Havenar. Se încheie prima repriză. 1-1. Viteza au demonstrat că merită să joace în Champions League pentru că au jucat incredibil. Și în a doua repriză va intra Kone. Și atât. Nu mai am nicio schimbare de făcut. Gibbon, deși a ratat mult, a jucat bine la centru. O singură schimbare, să sperăm că Kone va face încă un gol de echipa noastră și vom câștiga marele debut din Champions League. Gibbon acum. O pasă ciudată. Mingea merge spre Kone. Kone, incredibil! Kone! Ce a fost pasă aia? Nu știu. Dar, deul o zeu! Ce? Am făcut o mare greșeală. Kone a intrat în locul lui Miralas. Doamne, ce idios sunt. Vreau să-l luam pe Kone în locul lui deul o zeu. În fine. Așa am vrut să fac. Nu am făcut o greșeală. V-am păcălit. Ha! Oh my god, cum să scot pe Miralas? Miralas a jucat bine. Deul Ozeu nu a putut să facă fața struțului, dar Miralas a jucat bine. Incredibil ce greșeală am făcut. Sperăm că această greșeală nu va afecta mult jocul. Pantilimon prinde Fellaini foarte bine și el. Urcă acolo Fellaini, de la el a pune primul gol. Și acum Lukaku, fugi cu minge, te rog frumos, nu fără minge, oh my god. Lukaku fugea, dar fără minge, pentru că vrea să fugă de degeaba așa și el, ca să alerge și el pentru maraton. Foarte bună intercepția lui Gibbon din nou. Urcă acolo Deul Ozeu, 1-1 cu struțul, cred. Deul Ozeu, wow, bă, dar ce struț brutal. Incredibil struțul ăla, cel mai bun jucător din lume. Asta în spate, pressing făcut de Ofeu, de ce ai rămas în offside? Știu că ți-ai rupt pericul la căzătură, dar încearcă să-ți repar, oricum e minuscul și n-ai ce faci că... Out pentru ei. E vreau să fac încă o schimbare. Deul Ozeu oricum n-a jucat mare lucru și e și accentat puțin. Va intra Anișebe. Am trei atacanți în atac. Nu mai e un jucător rapid. Va fi multe centrări. Triplul Ț este în atac. Cei trei țigani, Anișebe, Kone și Lukaku sunt în atac. Triplul Ț se presupune să facă performanță. Pentru că trebuie să ne aducă victoria în acest meci. Anișebe încercă să dea din fața lui Baines mai repede. Bună combinația, scapă foarte bine acolo Wanyama, în centru este Lukaku. Către merge mingea, Lukaku, gol! Lukaku! 2-1. Suntem pentru prima oară în avantaj acest meci. E chiar foarte ciudat să vorbesc fără sunet, pentru că mă auzeam și eu vocea mea cât de tare țipam. Însă Lukaku face o dublă. Și coincidență? Cred că nu, pentru că în primul meci din Premier League Lukaku a dat hat-trick. Și acum primul meci din Champions League Lukaku trebuie să dea iar hat-trick. Sperăm că se va întâmpla. Johnson, în spate către Vejinović. Nu merita să fie condus pentru că a jucat foarte bine. Însă totuși, Lukaku și-a arătat clasa. Vejinović, pase bună. Centura trece. Futu-și centura, Dumnezei tăi. Vejini. Deci nu știu cum cheamă. Deci prea complicate numele așa. Sunt toți tineri și au nume extreme ciudate, în afară de struț. Nu puteți avea și tot nume ca struțul. Totul cel mai șmecher jucător la echipa voastră. Are nume de șmecher. Centrează bine. Pericol. Bine acolo Gibbon. Nu te panica. Fii calm. Însă Gibbon cu o recuperare genială. Dar mingea iese din presul mic în out. Mingea revine. Foarte bine recuperează acolo Wanyama. Și pasă prea puternică. Dar în 83 conducem cu 2-1. Ar fi o performanță incredibilă să debutăm cu 3 puncte în Champions League. Mai ales la modul în care a jucat această echipă, viteze Arnhem.
Câștigă bine acapă acolo Wanyama. Johnson în spate către Proper. Proper în fața lui Fellaini, pasează bine. Centura din nou, bă, dar centură idiotă. Havenar trece de doi oameni, din nou pericol. Bine, Pantilimon. Hai să tragem puțin de timp pentru că pune mare presiune această echipă. Lukaku câștigă la cap, bravo. De asta avem nevoie, triplu ț în acțiune. Corect către Lukaku. Oh my god, Lukaku încearcă să nu-și bagi cuțitul. Din păcate i-a căzut cuțitul în buzunar și a intrat fix în picior. Triplu ț nu s-a activat încă. Coleman către Lukaku. Lukaku la umăr, blocat. Din nou Kone. Centrare către Anișebe. Pierde Anișebe la cap. Însă vine acolo foarte bine Wanyama. Dar nu câștigă din nou Lukaku. Șansă de contraatac. Trebuie să avem mare grijă acest contraatac. Havenar. Bună intervenția lui Fellaini. Incredibil Fellaini. Prin alunecare. Și Pantilimon va degaja către victorie. Sau către Kone. Sau Lukaku. Oricum meciul se încheie. Debutăm perfect în Champions League. 2-1, o echipă foarte bună. Trebuie să-i felicităm de cei de la viteză pentru că așa incredibil. 9 puncte lui Lukaku cu o dublă și echipa așa foarte bine. Fellaini 8.5, iar la ei Struțul a avut 6.9. Logic, Struțul are de obicei 6.9. Însă ce nume? Proper, Havenar, Ibarra, Van der Heijden, Kasia, Cuevas. Însă în fine, data viitoare avem un meci greu cu City acasă, dacă vom câștiga, pentru prima oară vom fi pe primul loc fără să fim la egalitate cu cineva, pentru că Arsenal a făcut egal și să sperăm că acest golaveaj al nostru 11-0 va rămâne în continuare formidabil. Hai să vedem ce a făcut și Juventus în cealaltă partidă. Trebuie să bată. Ar fi rău pentru noi că n-ar bate, pentru că asta însemna că trebuie să ne bată pe noi. Juventus și Everton, da. Juventus a bătut și ei cu 2-0. Lucrurile au decurs normal și să sperăm data viitoare în meciul cu Spartak Moscova vom câștiga și vom face 6 puncte. Însă aici încheie episodul. Dacă v-a plăcut, vă rog frumos, nu uitați să dați un like și să vă abonați. Iar până data viitoare, vă urez tuturor o zi bună!